Păi nu mai în orașul Drochia au fost comemorați soldații pământeni care au luptat în cel de-al doilea război mondial. Reprezentanții administrației publice locale, cetățenii ai orașului s-au adunat la monumentul ostașului necunoscut pentru a aduce un omagiu celor căzuți pe câmpul de luptă. Au ținut discursuri președintele raionului Drochia, Vasile Cemârtan, primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, au sunat cântece patriotice, s-a oficiat parastasul de pomenire de către preoții Catedralei Adormirea Maicii Domnului din orașul Drochia. În raionul Drochia mai sunt în viață doi veterani ai celui de-al doilea război mondial, Corolencu Dumitru Nicolae, anul nașterii 1926 din satul Baroncea, și Novac Andrei Procopie, anul nașterii 1925 din satul Pelenia. Totodată mai sunt în viață două persoane asimilate, Grumeza Vasile, anul nașterii 1925 din satul Mândâc și Vacar Lubov Isac, orașul Drochia, anul nașterii 1922. Doamna primar, preacucernici părinți, astăzi sărbătorim cea de-a 79-a aniversare de la sfârșitul cel mai crunt război, războiul 2 mondial, care a început la 1 septembrie 1939, și desigur că, așa cum și a spus doamna moderatoare, au fost implicate mai mult de 30 de țări și desigur că peste 100 de milioane de oameni. În acest război au căzut foarte mulți oameni, au căzut în acest război începând de la 50 de milioane până la 85 persoane. Au fost 11 milioane ucise în lagările de concentrare, Holocaustul, dacă cunoașteți. Este un prilej de a ne reaminti ce înseamnă pacea pe pământ. Pace obținută cu prețul a milioane de vieți omenești. Amintirea veșnică a eroilor celui de-al doilea război mondial se regăsește în memorialele și monumentele înălțate în cinstea lor. Ziua de 9 mai adună locuitorii orașului la monumentul eroilor, pentru că generațiile se schimbă, dar valorile rămân neschimbate. Pacea și libertatea, demnitatea cetățenească, continuă să rămână principalele repere care ne determină atitudinea noastră față de viață. Astăzi suntem aici cu inima plină de recunoștință și respect față de eroii care au luptat pentru libertate și demnitate. Ziua Victoriei este un moment solemn de a onora curajul și devotamentul celor care au luptat pentru ca noi toți să trăim într-o lume mai bună, într-o lume mai sigură. Astăzi, cu toții, îi onorăm pe eroii noștri, ne reamintim de ei, cei care au căzut pe câmpurile de luptă, cei care au luptat, dar și cei care au supraviețuit cu răni adânci în trup și suflet. Noi le suntem datori cu recunoștință și memorie eternă. Astăzi însă nu este doar despre trecut, dar este și despre viitorul nostru pe care îl construim noi ca urmare a sacrificiilor lor. Astăzi ne reafirmăm încă o dată angajamentul nostru de a promova și de a apăra valorile libertății, demnității și dreptății pentru care ei au luptat atât de mult. Astăzi suntem aici pentru a ne reafirma încă o dată promisiunea noastră de a le păstra veșnică memoria eroilor celui de-al doilea război mondial și de a continua să promovăm pacea și înțelegerea în lumea noastră. Să nu uităm niciodată că datorită curajului și sacrificiului lor, noi astăzi suntem aici să ne bucurăm de acest cer senin, de pace pe pământ, de libertate și demnitate. Fie veșnică memoria eroilor celui de-al doilea război mondial, fie veșnic pace pe pământ. Vă mulțumesc! Vă mulțumim!
Doamne, din a ta iubire, dar din dar se face rar. Cum se poate că din dragostea făcuți să fii frate, reci ca pietrele din
Hristos a înviat! Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vece vecelor. Amin. Hristos a înviat de mort, cu moartea primarte călcând, și celor de morbi. Și celor din morbite, viață dăruiem dole, Hristos avem via de mort, la moartea primoarte călcând. Și celor din morbite, ce să facă de la fața lui tot ce vor răspredă.